pe toți. Inițial a vrut să fie o surpriză, dar m-am hotărât cu fratele Florin să cântăm o cântare. Vreau să vă spun că atunci când a trebuit să fiu mire, am văzut cum este să fii mire, să fii căsătorit. Dar îmi doream să fiu și părinte. Și au trecut peste 12 ani și Dumnezeu a rânduit această zi în care să fiu în casa Domnului și cu fetița noastră Evelyn Ruth. Niciodată nu credeam. Eu am filmat foarte multe binecuvântări de copii și am făcut poze, dar niciodată nu credeam că eu o să fiu în postura de părinte. Dumnezeu să fie slăvit pentru toate. Amin. Mama mea m-a iubit și cu drag m-a îngrijit ca să nu mi se întâmple vreun rău. Îmi vedea tot ce avea, iar în suflet purta dor adânc pentru binele meu. O iubi, mama mea, neîncetat, căci prin ea Domnul viață mi-a dat. Și preună te rog, o Doamne, fă să fii sus cer la tine. O iubi, mama mea, neîncetat, că-și prin ea Domnul viață mi-a dat. Și preună te rog, o Doamne, fă să fim sus în cer la tine. Cetat lângă par, nopți întregi a vegheat, când eu îns cu feriți făzbăteam. Dumnezeu dorea, bucuroasă se certea, căci așa m-a iubit mama mea. O iubi, mama mea, neîncetat, căci prin ea Domnul viață mi-a dat. Și preună te rog, o Doamne, fă să fim sus în cer la tine. Mama mea, neîncetat, căci prin ea Domnul viață mi-a dat. Și preună te rog, o Doamne, fă să fii sus în cer la tine. De Iisus mi-a vorbit cum pe cruce a murit, căci dorea să mă vadă salvat. Și cu lacrimi fierbinți se topea rugăminți, până ce Domnului m-am predat. O iubi, mama mea, căci prin ea Domnul viață mi-a dat. Și pe una te rog, o Doamne, fă să fii sus în cer la tine.
Amin. Amin. Îi luăm Florin și pe fratele Daniel. Rămâneți acolo pe loc. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru ziua de azi. Amin.